Bună ziua, sunt subcomisar de poliție Paula Enache, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. Vă mulțumim pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de a participa la declarația de presă, care are ca temă rezultatele acțiunilor desfășurate de către forțele Ministerului Afacerilor Interne pe plan local în județul Vrancea în mini-vacanța de Paști. În contextul mini-vacanței de 1 mai și de Paști, polițiștii din Vrancea au fost la datorie pentru ordinea și siguranța publică, fluidizarea traficului rutier și prevenirea victimizării prin diverse tipuri de infracțiuni. Astfel, aproape 1500 de persoane au fost legitimate în cadrul filtrelor rutiere și peste 590 de conducători auto au fost testați pentru alcool sau pentru consumul de droguri, fiind aplicate peste 1200 de sancțiuni contravenționale și reținute 81 de permise de conducere. Peste 1000 de polițiști vrânceni au fost la datorie pentru ca mini-vacanța prilejuită de 1 mai și de Paștele Ortodox să fie petrecută în siguranță de către cetățeni, iar manifestările organizate în județul Vrancea să se desfășoare fără evenimente nedorite. Pentru menținerea ordinii și liniștii publice, în perioada 30 aprilie-6 mai, au acționat zilnic peste 80 de patrule pedestre sau auto. Au fost desfășurate 57 de acțiuni preventiv-reactive în sistem integrat și au fost efectuate 46 de filtre rutiere, în cadrul cărora au fost legitimate 1481 de persoane. De asemenea, au fost efectuate 590 de testări pentru depistarea consumului de alcool sau droguri. Polițiștii vrânceni au intervenit în această perioadă la 336 de evenimente, dintre care 280 au fost sesizate prin apelul unic de urgență 112. Astfel, au fost sesizate 128 de infracțiuni, dintre care 65 de infracțiuni contra persoanei, 26 contra patrimoniului, 16 infracțiuni la regimul siguranței rutiere și alte 20 de infracțiuni care vizau altă natură. De asemenea, au fost prinse în flagrant delict 27 de persoane cercetate pentru comiterea de infracțiuni, fiind depistate două persoane urmărite național sau internațional. Polițiștii din Vrancea au aplicat 1209 sancțiuni contravenționale în valoare de 381.000 de lei. Ca măsuri complementare, au fost reținute 81 de permise de conducere, dintre care 15 ca urmare a consumului de alcool sau alte substanțe interzise, 49 pentru depășirea limitelor legale de viteză, 17 pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare și au fost retrase totodată 45 de certificate de matriculare. În această perioadă, zilnic, polițiștii rutieri și de ordine publică au acționat pe drumurile naționale pentru fluidizarea traficului rutier și prevenirea producerii unor evenimente grave. Polițiștii din Vrancea vor continua acțiunile și în perioada următoare pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea ordinii și siguranței publice. Polițiștii rutieri acționează cu prioritate pentru depistarea celor care depășesc viteza legală, folosind echipamentele din dotarea Poliției Române pentru supravegherea traficului rutier și măsurarea vitezei de deplasare a autovehicolelor. Cetățenilor care încă se află în vacanță, le recomandăm să nu uite de siguranța personală, pentru ca această perioadă să nu se încheie în mod nefericit, să respecte regulile de circulație și să ia măsuri de protecție a bunurilor personale. Celor care în aceste zile călătoresc, le recomandăm să conducă prudent, cu viteza adaptată condițiilor meteorutiere și să ia periodic pauze de la condus. Vă mulțumim! Hristos a înviat, sunt plutonier Lechea Veronica Monica, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea și vă prezint rezultatele misiunilor desfășurate de jandarmii vrânceni în perioada mini-vacanței de 1 mai și a sărbătorilor pascale. În perioada mini-vacanței, jandarmii au acționat cu efective mărite pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la evenimentele sportive și în zona lăcașurilor de cult și a cimitirelor, pe căile de acces către acestea, dar și pe parcursul slujbelor religioase din noaptea de înviere, ce au avut loc atât în municipiul Focșani, cât și în celelalte localități din județul Vrancea. Creșterea gradului de siguranță al cetățenilor fiind unul din principalele obiective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea. În perioada mai sus menționată, jandarmii vrânceni au acționat zilnic pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, de natură penală sau contravențională, în mod independent, precum și în sistem integrat. Pe parcursul misiunilor desfășurate au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 14.300 de lei astfel. 51 de sancțiuni pentru fapte prevăzute de legea numărul 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
a ordinii și liniștii publice, 12 sancțiuni pentru faptele prevăzute de legea numărul 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, o sancțiune pentru fapte prevăzute de ordonanța de urgență numărul 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, două sancțiuni pentru fapte prevăzute de legea numărul 407/2006 privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic. De asemenea, a fost constatată o infracțiune prevăzută de articolul 193 din Codul Penal, loviri sau alte violențe. Jandarmii montani Vrânceni au acționat zilnic pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru informarea și acordarea de sprijin turiștilor aflați pe traseele montane. Pe această cale le mulțumim tuturor cetățenilor care au ales să participe în mod responsabil la evenimentele publice din această perioadă. Nu ezitați să ne solicitați sprijinul ori de câte ori aveți nevoie. Vă mulțumim! Bună ziua! Sunt Major Olaru Florin, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anghel Saligne al județului Vrancea. În această mini-vacanță în care s-au sărbătorit Ziua Internațională a Muncii și Paștele Ortodox, peste 100 de pompieri din cadrul ISU Vrancea s-au aflat la datorie și au monitorizat permanent evoluția dinamicii din teren în scopul dispunerii la nevoie a măsurilor imediate pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul comunităților. Astfel, în perioada 1-7 mai, pompierii militari vrânceni au intervenit la 119 misiuni, din care 10 pentru stingerea incendiilor, o descarcerare, 3 misiuni pirotehnice, 2 de asistență a persoanelor, iar paramedicii SMURD au fost solicitați în 90 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgență și acordarea primului ajutor calificat. De asemenea, în scopul preîntâmpinării unor situații de urgență, 9 echipaje de pompieri militari au asigurat măsurile de prevenire a situațiilor de urgență cu ocazia slujbei de înviere și au efectuat în mod organizat 4 activități de recunoaștere și verificare în teren la diferite obiective din zona de competență. Totodată, specialiștii Inspecției de Prevenire au derulat 12 misiuni de control și informare preventivă la lăcașurile de cult din județ în scopul identificării și înlăturării cauzelor potențiale de incendiu și a altor nereguli specifice. Una din situațiile relevante care au avut loc în această perioadă a fost un incendiu la o locuință din comuna Mera, izbucnit luni 6 mai, la care au intervenit 3 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani și serviciile voluntare pentru situații de urgență Odobe și Mera, în care, pe lângă pagubele materiale, din nefericire, un bărbat de 60 de ani și-a pierdut viața. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Anghel Saligne al județului Vrancea solicită cetățenilor anunțarea tuturor situațiilor care pot pune în pericol viața, bunurile sau mediul înconjurător la numărul unic pentru apeluri de urgență 112. Bună ziua, sunt inspector de specialitate Neacșu Ionelea din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere anti-drog Vrancea. În perioada mini-vacanței de 1 mai și a sărbătorilor pascale, specialiștii antidrog au desfășurat activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri în cadrul evenimentelor cu public numeros ce au avut loc la nivel național. De asemenea, participanții la festivaluri au beneficiat în aceste zile de informații și consiliere de specialitate, iar persoanele aflate în evidența centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog au primit suport de specialitate și asistență continuă. Totodată, la linia telefonică verde, 21 de persoane au fost consiliate de specialiști antidrog și au primit informații despre serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog. Menționăm că specialiștii antidrog au acționat în sistem integrat alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim tuturor celor care au ales să petreacă aceste zile libere în siguranță și asigurăm că și în perioada următoare vom continua activitățile de prevenire a consumului de droguri, precum și pe cele de asistență integrată pentru consumul și dependența de droguri.